Nu știu, a fost o amintire, pot să vorbesc în domeniul trecutului pentru că deja am semnat. A fost o plăcere pentru mine să joc la cel mai mare club din România, a fost o onoare în același timp. Mi-am făcut niște prieteni, am avut o relație chiar extraordinar de bună cu, împreună cu jucătorii și cu stafful. Sper doar că domnul Meme și ceilalți din staff să nu creadă că am făcut-o din adins, n-am vrut să plec, mi-am dorit să rămân aici, dar a fost o ofertă chiar bună pentru mine și familia mea și a fost greu de refuzat. Ce ți-a zis meme? De tem că s-ar putea supăra că pleci. Vă dați seama, era când m-am întâlnit să-mi iau rămas bun de la dânsul, era ușor supărat, cred. Îl înțeleg, vă dați seama, deoarece cred și știu și eu, simțeam că sunt un jucător important, chiar dacă de multe ori ieșeam mai repede la pauză sau așa din teren, însă întotdeauna am crezut că sunt un jucător important și chiar am crezut că pot ajuta echipa, probabil și dânsul a crezut la fel și a căzut probabil ca un șoc pentru dânsul că eu am plecat. Pentru că tot s-a întâmplat foarte repede. În decurs de câteva ore, cluburile au căzut de acord, domnul Gigi împreună cu cei de la Seongnam și totul s-a mișcat foarte bine. N-am apucat să anunț, n-am apucat nici să vorbesc, nici familia, nimeni, doar eu și Bogdan a fost agentul meu. Orice experiență, oriunde am fost eu, am schimbat multe echipe. Întotdeauna mi-a plăcut să schimb. Sincer, chiar mi-a plăcut să schimb. De-adevăr, un pic cam repede am schimbat Steaua, mi-am dorit să iau titlul, dar sper că vor face și ei fără mine. O experiență plăcută. Sunt sigur că mă voi întâlni, reîntâlni cu colegii sau cu o parte din staff sau cu o parte din conducere. Sunt 100% sigur că vom mai lucra împreună. Ce ți-a spus domnul Becali când te-a anunțat că vei pleca? Bine. Eu nu am vorbit, am făcut telefon fără fir prin Bogdan. I-a spus lui Bogdan că să nu cred că Eu să nu cred că dânsul a renunțat la mine așa că a vrut el. Dar a fost o ofertă unicică, cred eu. Eu venind liber aici, înțelegând și el că probabil o să joc mai puțin, deoarece politica dânsului, toată lumea știe că dânsul investește mult în tineri și, bineînțeles, vrea să și producă bani din cauza asta. Pe această cale chiar îi mulțumesc că el m-a înțeles, având 28 de ani, având o familie în spate și sper eu mai mulți copii în familie să am. M-a înțeles și a avut încredere în mine că această șansă nu e de ratat și m-a lăsat să plec. Nu cred că îmi pare rău. Am încercat, mi-am dorit, a fost o provocare pentru mine azi vara să vin aici. Mi-am asumat, sunt un bărbat în toată firea, mi-am asumat că se va întâmpla asta. Și așa cum se spune, de ce se frică nu scapi? Din primul meci am început să fiu schimbat. Pe urmă, după un timp, m-am complăcut cu această situație, dar nu cred că m-a influențat foarte drastic, deoarece eu tot timpul m-am comportat frumos, am fost profesionist, mi-am făcut treaba și oricât aș fi jucat, chiar dacă aș mai fi rămas, aș fi făcut-o cu mare plăcere și cu mare dăruire, multă dăruire. Da, avem chiar o echipă foarte bună. Am avut o echipă foarte bună. Sunt sigur că sunt favoriți la titlu. Eu am simțit asta și când am ajuns la FCSB, deoarece am și declarat exact în ziua când am semnat că e timpul lor, e timpul FCSB-ului ca să ia titlu și îmi voi păstra această părere până la sfârșitul campionatului. Îți dorești o medalie de campion de la colegi? Normal, am vorbit cu colegii în vestiar când mi-au rămas bun că să-mi trimite, să-mi pună prin poște sau prin ceva să-mi trimite medalia. Aștept să-mi trimite medalia de aur, bineînțeles, nu cealaltă argintie.